pe acolo trebuia să o luăm, dar am ajuns, am ajuns exact aici, pe aici o să mergem. Da, putem să intrăm aici. Uitați la acea clădire. Are și rabatul al ei Burj Khalifa. Da, este și numit de către turiști un fel de Burj Khalifa. Am ajuns și aici la Oudaya. Cum e aici? Mamă, câta poartă! Ce poartă imensă, mare! Mamă, dar ce de pisici aici! Uite, aici una! Mamă, sunt încă două acolo! Încă una acolo pe scări! Ciocan, ciocan! Da, mare grijă la localnici ăștia! Uitați cum sunt ei binevoitori să-ți spună de unde ai un point view. Bineînțeles, se așteaptă la niște bănuți. Un cort în miniatură. Ce e închis? Ah, da, e închis. Aha. Nu vă las după femeie. Haide! Zice Alexandra că e închis, nu. De aici e un point view, se vede Oceanul Atlantic. Mamă, e atât de gol, ori e și ora, dar e atât de gol. Hai să vedem ce ne mai găsim aici. De păsări acolo, hai de capul, nu știam ce sunt. Prima oprire a noastră, Rabat Beach. Ia stai aici, ia uitați cine e aici. Ce v-aș mă frumos lăsă, nu mă muști. Da, se pare că nu se simte bine. Ah, ce frumos. Da, prea să pun mâna pe el, dar nu prea, n-aș pune mâna pe el așa, nu e indicat. E prieten cu pisica, dar pisica nu prea e prietenă cu el. Ma, ma, s-a venit tot spre mine? Ia ce aici. Da, e gol aici. De pescăruși. E gol aici. Nu-i nimeni. Am să-i las onoarea la Alexandra să testeze apa. Da, dacă n-a trebuit să mai mergi. Am să mă opresc aici și nu am să mă mai descalc. Hai zi-ne cum a fost apa.
destul de ok pentru februarie. Poți sta cu picioarele în apă, dar nu știu dacă poți să faci baie. Dacă ești mai zdravă în așa la minte, cred că poți să faci și baie. Ce de lume a venit acum și când a venit noi, era gol aici. Așa sunt străduțele în Medin. Asta e un fel de noua Medina. Nu? Da, un fel de noua Medina. Place? Mască din gust aici. Ia atenție ce... Trasulă de asta. Ah, ok. Nu mai ce intri în casă la oameni. Nu. Da, totul este locuibil. Cred că ne-am pierdut. Mereu ne pierdem, dar prin lume. Cred că o să dăm de pisicuțe. Mărgeam de el, hai răi. Ah, sunt păsări. Ah, am văzut una super mică și super drăguță. Ia, uitați ce văd eu aici. Vai. Vai, săraca. S-a pierdut. Te vezi aici? A, aici e în casă la cineva, cred. Nu mai e pe acolo. Mai poartă și masca, că se fac pe aici. Mergem pe aici? Mamă, ce de pisici aici. Mamă, ia uitați-le pe astea, mă. Ia uite-le acolo, frate. Cum au să vede? Ia uite-le. Vai de viața mea, nu cred. Ia uite cum a sărit asta. Ia uite, atac cu pisicilor. Zici? Ia uite-le. Frații, nu uitați-le câte sunt. Uite că se duce. Se duce pisicile, se duce la rău. Vă puși despre pisici. Incredibil ce de turiști. Ia uitați. Ce e aici? Măi, frate, și era gol. Următoarea oprire e Rabat Old Market. Poate mai facem o oprire pe aici, mai intrăm pe aici. Ha? Ce zici? Nu cred că mai am uitat și de turiști aici. Mama, au ieșit acum. Gol. Dar am venit noi. Hai să intrăm și pe aici. Am zis că? Da, eu zic că merită să intrăm și pe aici. Să vedem ce e pe aici. Un fel de grădină. Mamă, cât de frumos e. Un fel de grădină botanică? Un fel de grădină botanică. Nu știu ce e aici.
Da, și cum a numit Alex această grădină a Raiului, chiar își merită denumirea aceasta. Este o oază de liniște să vii aici, să stai. Super, super. Și mi se pare atât de interesant că este gratis. Da, merită. Și niște securi dulci, tradiționale. Da. Yeah. Zici că-s baclavale, da. Și niște ceai vreau. Am luat aseară niște baclavale, dar cred că aveau gust de lavandă. Deci, nu știu dacă mă înșel, dar eu cu Alexandra spun că aveau gust de lavandă, cu siguranță. Și aici avem lavanda, dar mamă cum miroase. Cât de frumos, cât de intens. Sper că asta e lavanda. Adică, așa știu că... Ia uita și view. Cum e view-ul ăsta? Să bei aici ceai. Ce zice Alexandru? Alexandru, aștept să vedem ceaiul tradițional. Chiar sunt curioasă de dulcele ăsta. Am luat un fel de samosa. Da, hai să vedem cum e. Vedeți bine? Vedem acum. Așa. Cum se vede? Se vede bine, bine. A, nu avem cash. I-am trezit că avem cash. Am comandat și nu avem cash. Dumnezeule, plătim cu cardul, habar n-am. Unde-s banii? Da, fraților, se mai împlânt. Alexandru a uitat banii acasă și am luat aproape... Oricum nu cred că a fost atâta un ceai. Nici eu nu cred, dar acum ce vrei? Da, o baclava de asta a fost 10 dirham. Și aseară la noi în oraș a trăit 8 pe una. Da, și ceaiul cic a fost 15 dirham. Dar nu prea cred. Asta e ceaiul tradițional cu mentă. Ia să ia peștura înapoi. Că nu am unde, nu am să-i plătesc. Nu iau cash, mașina se plătește cu cardul. Nu am nimic, asta e. Dacă vrea să-și ia peștura înapoi. Acum se trebuiește cu ăștia. Ce să fac cu ăștia, mă? Că nu o să-mi dea 5 dirham. 7, cred că 7. Ceva de genul. Cel mai bun ceai din lume. Zici tu? Da, hai să gustăm ceaiul tradițional marocan cu mentă și mai ce are în el. Nu știu ce mai are în el, dar conține mentă. E ceai de mentă, de fapt. Ce bine miroase. Parcă nu e atât de intens menta. Sau mi se pare mie. Hai să vedem. Noroc. Wow, dar e și dulce. Mm-hmm. Mamă, cât e de bun. Neapărat trebuie încercat și fierbinte rău. Foarte bun, foarte, foarte bun. Să încercăm și baclava care sunt. Toate sunt cu migdale, nu? Posibil, nu știu cu ce e, dar hai să vedem cum e. Nimic special. Baclava normal, dar are... Are gust intens de ceva iarnă, iar nu pot să-mi dau seama. Iarbă? Nu, iar nu pot să-mi dau seama. Parcă tot lavandă. Da, asta are un gust de ceva foarte intens. Să dau Alexandru să guste și ea să-mi spună părerea aia. Din nou gustul de lavandă?
Da. Așa e? Ghicit. Ok? Da. Așa. La bandă. Terminăm aici, mergem mai departe. Mergem la, la Old Market, la piața veche. De aici din Rabat. E foarte, foarte. Îmi place mult aici. Mergem înapoi. Aici. Da, e foarte cald. Uitați la cer, uitați-vă la cer, așa cum am zis, cum e cerul. Cât e de albastru. De albastru e cerul aici. Maș, s-a încălzit, e super, super. Da, joacă cu pe aici, fă, foarte e pregătită de tras cu tun. E pregătită de trage. Și încotro. Încotro, mă. Mustăciosule. Interesant. Și-a găsit și el acolo. Da, și-a găsit și el acolo cuibul. Un loc unde să stea. Cum se vede. Burj Khalifa de Maroc. Hai să trecem și noi cum trecem. Străduța care duce la Old Market în Rabat. Chestia e că nu știu de unde scoatem bani. Pentru că nu mai avem cash. Nu avem cash aici și... Nu văd bancomate. Ce gol e deocamdată aici. Da, e mult mai trist. Ce? Deci tocmai am oprit camera că era mort. Deci că erau mort, mi-au și spus să opresc camera, că duceau mort. Pur și simplu duceau pe umeri, dacă ați văzut. Incredibil. Cum, de unde ai știut că... Păi l-am văzut, mi-am dat seama. Da. Tu ai văzut că era... Deci pur și simplu era pe un pat de paie. Și era înfășurat. Începea veșmintea de el. Da, familia era după el, mă. Dar nu înțeleg de ce el căra pe aici. Nu știu, nu înțeleg de ce îl căra pe aici. Ia uitați-vă ce zic, mamă, dar fiți atenți la astea. Ce scoase mintele astea? Mamă, cât de creepy sunt astea, jur. Ce straniu așa, ce... Are și păr de... Mamă, aici de după să faci vudu. Da. Ce șmele asta aici, habar n-am ce sunt. Thank you.
Dar îmi place cum miroase. Miroase a... curat. Da, curat, a uleiuri, arome, tot fel și fel. Și e foarte mult argint. Tot bijuterii de argint. Stau aici doamnele la plajă. Cam asta a fost tot, nu e prea mare, pur și simplu e o stradă care duce așa aici la ieșire în oraș. Iar pe stânga, pe dreapta sunt tot felul de comercianți, tot felul de magazine.